dimineața, salate de legume, amestecurile de fructe și lipiile integrale. Iată cele mai valoroase preparate care pot desăvârși meniul unei zile de post. Abundă în nutrienți, a căror valoare este cunoscută de mii de ani. Să vedem cum se pregătesc rapid câteva rețete delicioase. Într-o dietă echilibrată, vegetalele ocupă un loc extrem de important, atât prin conținutul de nutrienți, cât și prin cantitate. Acestea ar trebui să reprezinte baza alimentației, iar produsele de origine animală să fie, să reprezinte în jur de o treime din alimentația totală. Vegetalele vă oferă fibre esențiale în procesul digestiei corecte, dar și antioxidanți care participă în toate procesele de detoxifiere. Vorbim în special de clasici antioxidanți, cum ar fi de exemplu licopenul din roșii, antocianine care se găsesc în struguri și în prune, sau indolii din varză, din brocoli. Astfel, nutriționiștii recomandă salatele din legume de sezon crude la orice masă. Legumele se asezonează corect cu o linguriță de ulei presat la rece și multe condimente. În orice salată se poate pune la final și suc de roșii. Iar în privința legumelor gătite, iată o sugestie. Legumele gătite la abur pot să capete un gust mai bun și mai multă consistență dacă adăugăm puțin ulei presat la rece. Poate să fie ulei de rapiță, ulei de susan, ulei de floarea soarelui și ulei de măsline, dar ulei de măsline e ceva mai acid decât acestea primele trei. Cât privește fructele, acestea reprezintă gustarea perfectă. O salată bogată trebuie să conțină în primul rând fructe de sezon. În această perioadă ideale sunt merele și perele. Fructele conțin substanțe dulci și implicit calorii, dar nu trebuie să vă fie teamă de kilogramele în plus. Dacă ar fi să vorbim numai de un desert, nu există niciun fel de interdicție de a pune într-o salată de fructe orice ne trece prin cap, orice fruct dorim, pentru că în final rezultă un produs cu mult mai puține calorii decât un dulce de cofetărie, o prăjitură. În privința cerealelor, acestea furnizează cea mai mare cantitate de fibre. Este vorba de pâine integrală, lipii integrale și cereale pentru mic dejun. Lipiile se pregătesc cel mai ușor din făină neagră, drojdie și apă. Una dintre cele mai complete mese cu cereale are următoarea rețetă. Se pune la muiat făină de grâu integral de seara până dimineața. Și separat se pun la muiat migdale și stafides, iar dimineața se amestecă acest grâu care a fost muiat împreună cu stafidele și migdale care au fost și ele muiate. Se mai pot adăuga bucățele de nucă, se mai poate adăuga un măr ras. În felul acesta vă bucurați de toți cei peste 50 de micronutrienți necesari într-o zi la orice vârstă. Accesați foodstory.ro pentru a descoperi rețete delicioase bazate pe vegetale. Vă aștept în fiecare sâmbătă dimineață la ora 10 pentru o porție de viață plină de energie. Și iubi sănătatea, că e mai bună decât toate. Pe mâine!